Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vorbim despre pietre la rinichi la copii. Alături de noi se află domnul dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog. Bine ai revenit, Gigi! Mulțumesc de invitație, Simona, oricând cu drag. Și noi te așteptăm cu mare, mare drag. Iată, și copiii pot face pietre la rinichi, nu te-ai gândi? Da, așa este, însă, din păcate, această patologie la care mai degrabă te întâlnești, te-ai aștepta să apară la adult, poate apare și la copii. E adevărat că mai puțin, frecvența este mult mai mică comparativ cu adulții și că, de regulă, este determinată de anumite modificări. Noi am mai vorbit în cadrul emisiunii de anumite modificări, malformații care pot apare la nivelul rinichilor. E bine, aceste malformații, acești rinichi anormali, pot să favorizeze apariția pietrelor la copii. Lucru la care, din păcate, România încă tehnica acum e la început în ceea ce privește rezolvarea lor, dar sper că și aici se vor face pașii importanți. Pietrele astea la rinichi sunt favorizate, așa cum spuneam, de malformații, deci de modificarea rinichilor sau de alte așa numite tulburări metabolice sau hormonale. Sunt adică anumit... poți moșteni genetic o anumită, nu știu, predispoziție în a face pietre la rinichi? Există o anumită predispoziție și există anumite pietre care se formează, cum ar fi cele de cistină, care se formează în cadrul familiilor, de exemplu, și există o predispoziție în sensul ăsta, dar mă refeream aici și la niște modificări hormonale, cum ar fi paratiroidele, care sunt niște glande care pot favoriza apariția pietrelor la nivelul rinichilor. Deci, dar altfel ca stil de viață, nu știu, alimentație nesănătoasă, toate acestea pot duce și ele la apariția în timp astea a pietrelor la rinichi, la copii mă refer? La copii mai rar. Mai rar. La adult sunt însă? La adulți cele mai frecvente cauze. Cele mai frecvente cauze. Însă la copii, așa cum spuneam, sunt malformațiile și sunt modificările hormonale mai ales care pot duce la formarea acestor pietre. Bun, și ca manifestări, ca simptome? Ele sunt similare, la fel ca și la adulți, dacă sunt pietre mai mici, de câțiva milimetri, 3-4 milimetri, ele pot migra pe canalul urinar și dau așa numitele colici renale, care sunt dureri instalate brusc, în plină sănătate aparentă, de regulă pe una dintre părți, pe partea pe care a migrat piatra, sunt dureri lombare, de intensitate relativ mare, care pot speria părinții, evident, și care... Adică dureri de spate dureri și la un moment dat nici nu știi dacă sunt de la greață, coloană. Eventual vomă, da, și care pot induce, mai ales la copii, pot să pună probleme de diagnostic diferențial, dacă nu e o problemă digestivă sau dacă nu este o problemă, iată, renală. Bun, și iată că vorbeai de a pune un diagnostic corect. Ce ar trebui făcut? Deci când apar astfel de manifestări, ar trebui mers la medic? Ce investigații urmează și apoi, odată stabilit diagnosticul, ce tratament ajută? Trebuie mers, evident, în cazul apariției unei dureri în plină sănătate, în mod evident, trebuie la medic, mers de urgență. Ca regulă generală se face un examen de urină în care poți vedea dacă apare sânge în urină, e un semn că ceva se întâmplă pe tractul urinar. Poți face o ecografie, e total neinvazivă pentru copil, indiferent de vârsta lui. Atunci poți vedea fie pietrele care sunt direct în rinichi și care pot bloca rinichiul, fie în cazul în care este vorba de un fragment litiazic de mici dimensiuni, de câțiva milimetri, care a plecat pe canal, pe ureter, în acea situație nu mai vezi piatra, dar vezi că rinichiul este umflat, este cu hidronefroză, cum se numește în termen medical, ceea ce înseamnă că el este obturat, este evacuarea lui este împiedicată, de cele mai multe ori, de un obstacol litiazic. Atunci te poți gândi... Adică de o piatră, evident. Și atunci te poți gândi dacă mergi mai departe cu alte investigații imagistice. De regulă, tomografia computerizată este o investigație de ales în situația în care pacientul sau starea pacientului se agravează sau durerile persistă și atunci te poți gândi că ai avea nevoie să faci o intervenție. Da, intervenție care până nu de mult, era aproape exclusiv chirurgical clasic, deși la adulți s-a trecut de mult și s-a depășit de mult acest model operator de chirurgie clasică, s-a trecut la chirurgie endoscopică, exact, laparoscopică, minim-invazivă sau laparoscopică. La copii lucrul ăsta este rămas un pic în urmă, dar din fericire și aici lucrurile se dezvoltă și se dezvoltă din ce în ce mai rapid, așa că toate aceste pietre practic pot fi abordate și la copii.
terapii minim-invaziv, cu recuperare foarte rapidă, deci, prin interior. Practic, oricum spui, intervenție chirurgicală, dar nu ajută, nu știu, vreun tratament, vreun medicament sau, dacă piatra este mai mică, ceva să te ajute să elimini sau aștept să elimini. Evident că într-o primă etapă se încearcă eliminarea, dar dacă după câteva săptămâni rinichiul este în continuare blocat, iar simptomatologia copilului este una dureroasă în continuare, trebuie intervenit în aceste situații. Mulțumim pentru sfaturi, Gigi. Mai aveam o întrebare și o să-ți te rog un răspuns scurt. Odată ce a făcut o piatră la rinichi, are această predispoziție toată viața copilului în a face pietre? Evident. Trebuie urmărit toată viața ulterior, fiindcă predispoziția, mai ales dacă a început de la vârsta asta, există. Mulțumim pentru sfaturi și te așteptăm să revii. Drag. Rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.